României și cel al Uniunii Europene au răsunat în cadrul unității militare de la Teiș în deschiderea ceremoniei dedicate zilei de 9 mai. Trei evenimente cu importanță istorică au fost marcate în cadrul manifestării. Proclamarea independenței statale la 9 mai 1877 nu a fost un act spontan, ci o încununare a strădanilor tot mai numeroase din acei ani, distrugerea ultimei verigi a suzeranității otomane. Al doilea eveniment se referă la 9 mai 1945, zi în care aliații din cel de-al doilea război mondial au obținut victoria împotriva Germaniei naziste, punând astfel capăt cele mai pustiitoare conflagrații din istoria continentului european. Nu în ultimul rând a fost marcată Ziua Europei, sărbătorită de o jumătate de secol și de români. Începând cu 9 mai 1945, fusul orar, dar nu numai, ne-a obligat să sărbătorim Ziua Victoriei în același timp și alături de Rusia Sovietică. Ziua Europei, 9 mai, sărbătorește pacea și unitatea în Europa. Data marchează aniversarea declarației Schuman și în cadrul unui discurs ținut la Paris în 1950, ministrul francez al afacerilor externe, Robert Schuman, propunea stabilirea unei forme de cooperare politică în Europa, care să înlăture pentru totdeauna posibilitatea izbucnirii unui nou război între națiunile Europei. Eroii neamului care s-au jertfit pentru patria au fost comemorați și s-a făcut veșnica pomenire. La monumentul eroilor din cadrul unității militare Teiș au fost depuse coroane și gerbe de flori. Depune coroane de flori delegația garnizoanei Târgoviști. Ceremonia militară și religioasă s-a finalizat cu defilarea trupelor militare. Steagul de identificare și detașamentul tanchiștilor. Fața dumneavoastră defilează steagul de identificare și detașamentul batalionului 22 transport Tâmbovița.